Pe 19 februarie au venit echipamentele medicale, iar pe 27 februarie a venit un prim lot de 21.600 de doze de vaccin Dintre antico care am... anticovid. Dintre care doar 5.000 și ceva am aplicat. Da, Eu nu înțeleg acum, de ce totuși pentru că în România, să știți, în România se vaccinează și sâmbătă, se vaccinează și duminica, se vaccinează și de sărbători legale, pentru că să știți, COVID-ul nu se uită pe calendar din Exact, oamenii se îmbolnăvesc uh, zilnic și mor exact. zilnic. Exact. Și uh, cu atât mai mult poți să profiți de zilele libere, tocmai pentru că ai capacitate dacă te mobilizezi într-un mod corespunzător, mai mare, ai mai multă liniște să te ocupi efectiv de, de, de vaccinare. Uh, și să înțelegi de ce în Republica Moldova nu se reușesc aceste lucruri. Nu s-a reușit uh, o administrare a pandemiei, astfel încât să avem mai puține pierderi. Acum, mult timp am eu zis că nu avem vaccinuri, nu putem aplica. Acum le avem și tot nu le aplicăm. Eu cred, eu cred că mult timp această pandemie, această nenorocită de pandemie, a fost abordată politicianist în Republica Moldova. Cu alte cuvinte, a fost abordată de politicieni în folosul propriilor lor politici. În loc să o abordezi în folosul sănătății publice și în folosul cetățenilor, poate au fost politicieni care au crezut că din această pandemie n-ar strica să-și tragă și ei o mică bucățică. Atunci când înseamnă creșterea popularității sau atunci când înseamnă, dacă vreți, de ce nu niște înțelegeri sau niște contracte făcute pe anumită direcție, de ce nu să critici la adresa oponenților, oponenților politici. Mă surprinde că nu s-a făcut această vaccinare și de ce spun asta? Pentru că strategia de vaccinare a Republicii Moldova a fost, dacă vreți, luată, a fost inspirată, într-un sens cât se poate de, de, de larg și bun, aș spune, după strategia de vaccinare a României. Și se respectă? Adică strategia preluată, ea este respectată? Aici nu pe mine trebuie să mă întrebați, să știți. Dacă aș fi în domeniul medical, poate aș fi în măsură să bun, Din ce? ce vedeți dumneavoastră, vedeți să se respecte ceea Eu, ce să este aplicată Văd, ce Văd și mă, mă, cum să spun, mă îngrozesc unor de ceea ce văd. Uh -huh. Pentru că știu că sunt foarte multe cazuri de, de COVID, știu că situația este una gravă, știu din sursă directă că nu prea mai sunt locuri în spitale ce obține în zona Chișinău. Nu este o glumă, este adevărat. Este o, este o realitate. Nu este zi în care să nu aflu vești triste și nu cred că de, foarte mulți dintre prietenii mei de aici în Republica Moldova fie au trecut prin COVID fie sunt în spital acum. Fie au pe cineva care, Doamne Ferește, Chiar s-a întâmplat să decedeze de, 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 de această chestiune. Din Și de se... merg pe stradă, să știți, mă surprind. Mi se pare că sunt singurul care înțelege de această pandemie, deși sunt vaccinat. Pentru că am apucat să mă vaccinez, dar respect în continuare măsurile. Port, mască în absolut orice loc, inclusiv pe stradă. Și am impresia că, de fapt, sunt singurul care crede în această pandemie. Mi se pare că uh, cetățenii ar trebui să fie. Mesajul mai de unde presi. trebuie să vină? Trebuie să vină de la. una de sus. De sus. da, Dar sus în cazul unei pandemii, unde trebuie să se afle acest Deci sus? Trebuie să ai uh, mesajul transmis din partea unor experți de o înaltă probitate profesională care nu trebuie să-ți spună azi că este albă și mâine aceeași situație că este neagră. Sau astăzi să ia niște decizii, de exemplu închidem spațiile comerciale, ca după două zile să deschidem spațiile comerciale.